În Statele Unite ale Americii, în statul Ohio, dacă te duci spre nord-vest de Cincinnati, găsești o comunitate destul de mare, dar refiată, de fermieri, cunoscută ca Oregonia. Unii dintre voi care probabil sunteți interesați de motociclete, probabil că ați auzit de ea, pentru că zona este cunoscută pentru dealurile sale. Atât de cunoscută încât în fiecare an se ține o competiție numită Urcatul Scărilor Diavolului, unde motocicliști se cocoță pe fiecare deal abrupt. Este mai distractiv decât sună, iar evenimentul aduce o groază de bani și entuziasm unei zone care în mod normal ar fi plictisitoare. Dealurile din jur sunt abrupte și smulte. Prin aceste voi poți vedea case abandonate, mine, peșteri și multe chestii de vânat. Fiecare copil care crește în Oregonia se familiarizează cu aceste dealuri din moment ce explorarea este cel mai interesant lucru. Dar fiecare copil care crește în Oregonia știe că aceste voi sunt periculoase și e ceva ce nu trebuie să faci niciodată cât timp ești în Oregonia, anume să umbli pe cărări cât timp cerul este violet. Vedeți voi, cerul violet poate să însemne mai multe lucruri. De obicei înseamnă că vine o furtună sau poate e doar un truc pe care soarele îl face când apune, dar unii oameni cred că este ceva diferit. Ceva cu o semnificație spirituală. Unii cred că moartea este aproape, sau că mai mulți oameni au murit undeva. Dar pentru tribul Shawnee, care a trăit în aceste văi, cerul însemna război. Eu știu că trebuie să stau în casă când asta se întâmplă. Pentru că odată n-am făcut-o și aproape că n-am mai ajuns acasă. Povestea începe ca alte povești din copilăria mea. Mă plimbam prin văile din Oregonia. Era o zi caldă de iarnă, în care mă plimbam singur, cercetam dealurile care se aflau la câțiva kilometri distanță de casa mea, uitându-mă după căprioare pe care urma să le vânez altă dată cu tatăl meu. Aveam 13 ani, telefoanele mobile și nici GPS-ul nu existau la acea vreme, dar știam întotdeauna unde mă aflam. Unii localnici ți-ar spune că dealurile sunt greu de navigat, dar în realitate este destul de ușor. Dacă te pierzi, pur și simplu urmează apa. Fiecare drum are un pârâu la bază pe care poți să-l urmărești până când ajungi la râul mare. Acolo se află cărarea pentru bicicliști care duce prin cartierul de la malul râului și nu departe de acolo se află autostrada. Să te pierzi prin văile acelea poate să fie ușor, dar să rămâi așa este greu. Curiozitatea mea a fost recompensată, descoperisem o nouă vale, pentru că acum mă avântasem și mai departe ca înainte. Pentru voi pare ceva plictisitor, dar pentru un copil de la țară care n-are nimic altceva de făcut, pretinzând că e un explorator într-un teritoriu necunoscut, este mai distractiv decât orice joc video. Eram atât de captivat încât am pierdut noțiunea timpului. Am revenit la realitate când am auzit tobele. 10 bătăi ecoau printre dealuri. Am crezut că e pur și simplu ecoul unei puști sau poate că e o mașină undeva din apropiere care avea probleme cu motorul. Am tras repede un ochi la ceasul meu. Era ora 8 fix, doar soarele rămase prins la marginea cerului. În acel moment am crezut că ceasul are probleme și mă săturasem de explorat, așa că m-am întors spre casă. Am început să urc dealul din spatele meu, urmărind unele urme ca să ajung undeva familiar. Când am ajuns la vârful dealului, am fost pus într-o situație stranie. Nu mai recunoșteam locul în care mă aflam. Nu avea sens din acel punct, ar fi trebuit să văd orice voiam. Puteam să văd casa care era la câțiva kilometri spre nord, puteam să văd la est crescătoria de vite a domnului Carol, puteam să văd autostrada spre vest, puteam să văd râul din josul văii. Dar acum nu le puteam vedea, nu era nimic acolo. Dezorientat m-am întors în stânga și în dreapta, dar tot ce vedeam erau copaci și tufe. Mai puțin pe un deal, lângă soarele care apunea la est, am văzut un fum care ieșea. Făcea contrast destul de evident cu cerul violet. Focurile de tabără sunt la ordinea zilei în Oregonia, așa că nu m-am gândit foarte mult la asta. Am auzit tobele din nou. De data asta, doar 9 bătăi. Una după alta se auzeau de prin văi. Din nou am crezut că era doar un foc de armă.
ceva normal în Oregonia. Am folosit soarele care apunea ca punct de reper și am găsit o potecă. Trebuia să mă duc spre vest, direcția în care curgea râul. Eventual aș da de un pârâu și m-aș orienta. Mi-a luat o jumătate de oră ca să cobor dealul și să fiu în vale. Căutam puncte de reper pentru unde ar fi un râu. M-am uitat la ceas când am ajuns jos, încă puțin și se făcea ora 9. Soarele stătea atârnat de marginea de est a cerului, nu se mișcase. Îmi amintesc că am încercat să mă convinc că este doar o iluzie. Mă îngrijora gândul că ei mei se vor supăra dacă aș ajunge acasă după ce apune soarele. Mă gândeam asta pentru că la cum mă mișcam, mi-aș fi luat cel puțin încă o oră să ajung acasă, dacă aveam puțin noroc, desigur. Am mers pe porțiunea acea plată până la capătul văii. Știam că trebuie să fiu aproape de râu, iar dealul de lângă era înalt, așa că mi-am dat seama că poate văd ceva dacă le scalam. În timp ce urcam, am auzit tobele. 8 bătăi. Le-am ignorat. Din nou. Am ajuns în vârful dealului, iar spre dezamăgirea mea nu am recunoscut zona. Am zâmbit pe sub buze. Tata nu mă va ierta pentru că m-am pierdut în Oregonia. Când mergeam la vânat, eu eram cel care îl ghida. Mă descurcam în pădure doar uitându-mă la copaci individuali. Mă uitam în toate direcțiile, nimic în nord, nimic în sud, nimic în vest. Dar la est, soarele încă apunea. M-am uitat la ceas. Era 10, iar soarele nu asfințise. Mă uit la ceas, știam că soarele trebuia să apună. Nimic nu oprește soarele. Încă ignoram semnele. În afară de unul, fumul, cât timp nu mă uitasem la el, acesta crescuse și era într-o vale mai apropiată de mine. 7 bătăi au ecoat printre copaci. Atunci am auzit că tobele erau mai aproape. Am început să mă panichez, mă bucuram de liniștea din Oregonia. Dar am și o limita mea. Am încercat să ignor tobele. Dar în acel moment mă întrebam dacă sunt reale sau doar în imaginația mea. Am făcut ceea ce mi s-a spus să fac când mă pierd. Am scos un cuțit și am marcat cel mai apropiat copac cu un X. Apoi m-am dus spre vest, cu spatele la soare și la fum. Mi-am curit drum în jos pe deal, marcând fiecare copac, cât timp făceam asta. Coborâtul în Oregonia nu ține o veșnicie, iar înainte să-mi dau seama, iar urcam. 6 bătăi. M-am uitat să văd fumul, era și mai aproape. Soarele nu se mișcase. Am luat un băț și l-am ascuțit într-o parte folosind cuțitul. M-am convins că-l făcusem pentru coioți sau câini sălbatici, dar știam, un sentiment primal se activase în mine. Eram vânat. Am început să cobor pe deal, marcând cu X copaci, bățul îl țineam aproape. În graba mea m-am împiedicat de o piatră. Am rostogolit și rostogolit și rostogolit. Am încercat să mă opresc prinzându-mă de orice, dar dealul era prea abrupt și pământul dur. M-am prins de o rădăcină la un moment dat, dar am smuls-o pur și simplu din pământ. M-am rostogolit până jos, lovindu-mi capul într-o piatră când m-am oprit. 5 bătăi. Ceva se mișcase printre copacii din fața mea, dar nu-mi putea da seama ce era. Îmi pierdusem cuțitul și bățul cât timp cădeam. M-am ridicat și m-am întors. Eram într-un luminiș, înconjurat din toate părțile de către o pădure groasă de copaci. Fiecare copac avea gravat un X. 4 bătăi. M-am întors spre est, iar spre oroarea mea fumul era la o vale distanță. Soarele nu se mișcase. Luând câteva pietre și crengi, m-am dus în sus pe deal. Toți copacii aveau gravat X în ei. Nu puteam să-mi dau seama dacă am mai trecut pe aici. Unele scrijelituri păreau să fie făcute de metal, iar altele păreau că au fost făcute cu o piatră. Nu-mi păsa, nu mă mai întorceam acasă, trebuia să-mi găsesc adăpost. Înainte de vârful dealului, am găsit ceea ce voiam. O peșteră, una din multele care împânzesc Oregonia. Eram cu fața înspre fum și soare. 3 bătăi. Am început să fac o groapă și grăbit am pornit un foc. Nu a mai nins de câteva zile, așa că făcutul focului, chiar și fără flintă, era ceva relativ ușor. După ce am aprins o flacără mică, am simțit cum ceva a căzut pe spatele meu și apoi eu am căzut lângă groapa de foc. M-am ridicat și am luat un băț. Cineva mă împinsese în foc. 2 bătăi.
Am luat o piatră și am început să ascut o creangă cât de bine puteam și m-am dus înapoi în peșteră. Fumul era acum în valea în care mă aflam. Toate păsările și liliecii din copaci au zburat, iar șobolanii din peșteră au fugit afară. Cineva a bătut pe umărul meu de două ori. M-am întors să văd ce și cum, dar era doar o peșteră. Și o umbră pe perete. Două umbre. Am luat-o la sănătoasă prin peșteră urlând. Am auzit și ultima bătaie. Și dintr-o dată fumul nu se mai afla afară, ci era aici cu mine, în peșteră. Abia puteam să respir, dar tot continuam să alerg prin peșteră. În momentele în care lumina intra, puteam să jur că erau desene acolo. Desene ale unor oameni care omorau animale. Am ajuns la un perete de piatră, dar am observat o rază de lumină undeva deasupra. M-am apucat de el și am început să mă ridic spre lumină. Gaura era cât capul meu de mare, dar am folosit bățul să dau la o parte pietrele și pământul. Devenise destul de mare încât puteam să mă strecor prin ea. Am scos mai întâi brațul drept și am încercat să mă urc, dar nu era destul. Ceva m-a apucat de picior. Am tras și chestia a tras. Era mai puternic ca mine. Am țipat după ajutor și m-am ridicat din nou să ies pe acolo. M-am prins de o rădăcină de copac și de data asta a rezistat. Așa că am început să mă trag. Am lovit orice mă ținea de picior și m-am ridicat. Aproape că am ieșit când ceva m-a apucat iarăși de picior și m-a zmucit. De data asta aveam avantaj, așa că am tras mai tare. Mi-am simțit șoseta și adidasul cum au căzut în timp ce mă scoteam din pământ. M-am târât de la gaură pe un drum pavat. Am stat acolo câteva momente privind luna. Era o lună plină, cea mai frumoasă lună pe care o văzusem. M-am ridicat și am văzut piciorul. Orice se ținea de mine nu mi-a luat doar șoseta și adidasul, a luat toată pielea de sub genunchi. Fusese jupuită ca și cum cineva ar fi folosit un cuțit. M-am uitat la ceas, era ora 1 dimineața. Un grup de copii a trecut pe lângă mine, pe stradă, și au fost destul de binevoitori să mă ducă la un spital. Cu timpul, piciorul meu s-a vindecat. Nu le-am spus adevărul părinților, le-am spus că m-am pierdut. Am trăit să mai cutreier văile din nou. Dar după acea zi, nu am mai ieșit când cerul era violet.